ります、ね、cu echipa. Pe care o cunoaște bine, știți foarte bine, contracandidaților și la promovare, contracandidaților și la primul loc anul trecut la Liga 2. O echipă care anul trecut a jucat o finală de cupă. O echipă foarte bine organizată, o echipă care a bătut clar Sepsis Sfântul Gheorghe, care etapa trecută la rândul ei a câștigat ușor cu Universitatea Craiova. O echipă care acasă, chiar dacă nu joacă la Sibiu, arată foarte bine. Este o echipă cu format, un nucleu de bază, sunt foarte omogeni. Dar, repet, trebuie să păstrăm determinarea care am avut-o în astea două jocuri. Avem un moral bun, mergem încrezător la Târgu Mureș, pentru că fiecare meci este așa ca și o finală. Sunt foarte importante punctele care sunt puse în joc. Dar suntem conștienți că este un meci la fel de greu ca și cu Viitor, chiar dacă era o calitate Viitorului sau a CFR-ului. Este o echipă care are alt stil de joc, este o echipă care joacă foarte pragmatic, o echipă care greu primește gol și care la fiecare meci joacă cu foarte multă determinare și ambiție. Încă o dată, important este pentru noi să arătăm bine, să păstrăm lucrurile bune care le-am făcut în jocul astea două și să aducem un plus de curaj pe faza de atac. Trebuie să fim foarte pragmatici, pentru că, repet, nu o să fie foarte multe ocazii, iar pe alea care le-am trebuie să le fructifice. Vi se pare CBO mai bună decât anul trecut? Da, cu siguranță. Au adus jucători care au intrat direct titulari în echipa lor. E Dante, cartonul României cu Astra Ploiești, un jucător important pentru ei. E Antonov Bulgar, care la fel, un jucător care are foarte multe meciuri din Liga 3 în Bulgaria. Am înțeles că au și un francez care a debutat, care a jucat la Caen. Un jucător cu foarte multă experiență, care la fel, toată lumea este foarte mulțumită acolo de el. Sibiu, indiferent de adversar, arăta bine. Și anul trecut, indiferent că așa cu Steaua sau cu Miroslava, au o constanță, au un antrenor care le imprimă lucrul ăsta și asta se vede. Este un meci complicat. Trebuie să mergem încrezători, pentru că în eventualitatea care au câștigat 3 puncte, într-adevăr se poate spune că suntem revelați acest început. De ce spuneți că nu vor fi ocazii la meci? Pentru că este o echipă foarte organizată, Sibiu. Mergem să închidem meciul sau? Nu avem noi multe ocazii. Pentru că este foarte organizată. Hai să mergem cu Viitorul, o să fiți mai ofensivi și cel cu CFR-ul e implicit. Cu siguranță, era foarte greu să trebuie să atași un Viitor sau cu CFR-ul. Ai foarte puține șanse. Repet, noi trebuie să fim conștienți, ediție că CFR-ul e un subiect care vouă vă place. Cel mai prost plătit jucător din primul 11 avea dublu cât cel mai bine plătit de la noi. Deci noi trebuie să fim conștienți de lucrurile astea. Trebuie să realizăm momentul. Este treaba mea și eu trebuie să fiu cel mai realist. Cu siguranță nu așteptat oare valoarea CFR-ului sau a Viitorului, dar nu așteptat oare o echipă foarte organizată. De asta spuneam că o să avem puține ocazii, pentru că nu așteptat nu de posibilitatea să ocazii. Echipa care defensiv stă foarte bine. Felix este un expert în organizarea defensivă. Iar ce avem trebuie să fructifică la maxim. Sibiu a adus 2 jucători săptămâna asta. Devine meciul mai greu? Nu știu dacă o să-i și utilizeze cu noi. Nu-i cunosc pentru că n-am avut când să-i văd. Am înțeles că i-a adus pe salarii foarte bune. Probabil sunt jucători cu Sibiu. Sibiurile lor arată bine. Repet, un fotbal de calitate se face cu fotbaliștii buni, iar fotbaliștii buni costă. Avem accidentați pentru duminică? Pentru duminică nu. Doar Valaur care își revine după o centare, dar n-a fost nimic grav. Ispas cu semnul de întrebare, pentru că simte niște probleme, are și probleme musculare. Sperăm să recuperăm pe la orașul. Marinescu va juca? Marinescu a venit în urmă cu pregătirea. A jucat o primă repriză acum miercuri. Încă nu e pus la punct, dar Marinescu este un jucător pe care mă bazez foarte mult, îl știți, nu știu cu toții. Atunci când va
Faptul că jucăm pe un teren neutru ar fi un avantaj pentru noi? Da, poate să fie un avantaj. Pentru că la Sibiu știți foarte bine și am trecut, erau 5-6 milioane la fiecare meci, țineam foarte mult. Nu cred că vor veni atenția la tribune. Trebuie să profităm și de lucrul ăsta, trebuie să transformăm asta în avantaj pentru noi. Straton a avut o evoluție bună în primele două meciuri. Crezi că dacă va continua așa, va intra în circuitul ligii în echipele naționale? Da, mi-a spus-o pe Straton, l-am dorit cu toții foarte mult, pentru că chiar dacă vine într-o echipă care retrogradat a fost în primii trei portare ai anului care a trecut și asta spune foarte multe. Este un portar pe care îl cunosc foarte bine ca și caracter. Îmi doresc să păstreze evoluțiile bune, într-adevăr, ne ajută mult în acest început de campionat. Asta depinde foarte mult de el. Dar și dacă important este ca și atunci când are evoluțiile din meciurile astea două, toată lumea se sprijine și nu e vorba doar de Straton, e vorba de absolut toți jucătorii. Pentru că, repet, Liga 1 este cu totul și cu totul la nivel, ați văzut, poate să bate indiferent ce echipă, pentru că nivelul este apropiat sau chiar în plus pentru adversari și putem produce surprize așa cum am făcut-o în primele două jocuri. Răteamă cu un eventual rezultat negativ cu Sibiu ar face dispară tot entuziasmul de jurul echipei care acum? Ar fi o greșeală, pentru că, repet, suntem o echipă care, în momentul ăsta, am și o echipă mică, o echipă care joacă prima oară în linia întâi. Eu cred că lumea vrea să vadă prima oară pe echipa să bată pentru fiecare rezultat. Am spus-o pentru mine începutul ăsta de campionat, este important să arătăm tuturor că suntem o echipă care pune probleme și care atunci când joacă lumea contra călărașului, când joacă adversarii contra călărașului, să-și pună semne de întrebare. Cred că cel mai important pentru la meciul cu Cifre a fost că echipa, spectatorii au plecat mulțumiți pentru că au văzut jucători care s-au bătut pentru fiecare mice. Au avut și șanse în acele două intervenții ale lui Cătălin, dar cred că lumea e conștientă că în momentul ăsta nu putem face spectacol, pentru că asta este situația. Mai aveam o întrebare. Meciul de peste două săptămâni, Craiova. A jucat la ora 15 undeva, prognoza e de vreme caniculară. Cum îl veți pregăti? Pregătim de vreme caniculară.